un mare prozator, eseist, scriitor, poet, dramaturg, publicist, jurnalist, pentru că lista poate continua. Despre cine este însă vorba? Cine este această mare personalitate? Îl lăsăm în această dimineață să ne spună mai multe pe bunul nostru prieten, Vitali Răileanu, criticul literar. Bună dimineața, bine ați venit! Bună dimineața, Ion! Bună dimineața, dragi prieteni! O frumoasă coincidență de filă calendaric cu această zi de toamnă, toamnă, deci, care întârzi în căsătii atât de frumoase, încât să o contemplăm și prin creația, prin poezia binecunoscutului scriitor Aureliu Busuioc, fiindcă este o zi remarcabilă atunci când vorbim despre un scriitor care, de altfel, a scris și o pagină deosebită în istoria culturii și literaturii din acest spațiu cultural românesc. Aureliu Busuioc, născut deci, în satul Codranca, de fapt, satul pe timpul respectiv se numea deci, Cobâlca, județul Orhei, într-o familie de profesori, face studii la un liceu de prestigiu din Timișoara, revine în țară în anul 1949, înmatriculat la Facultatea de Litere a Universității Pedagogice Ion Creangă din Chișinău. Este un scriitor care, de altfel, a excelat într-un mod aparte. Are și un debut fulminant, fiindcă mai puțini confrați de Condei au debutat cu două cărți concomitent. Iată că Aureliu Busuioc vine cu două volume de poezii, Prafurea Mare și Piatra de Încercare. De altfel, sunt cărțile care l-au remarcat în mod categoric. În felul acesta se anunță că un scriitor vine și ne oferă o carte pe care trebuie să o memorăm. Evident că noi suntem cei, că parte din noi sunt cei care l-au contemplat, i-au studiat, savurat opera prin romanele pe care ne le-a lăsat drept moștenire, Singur în fața dragostei din 1966, Unchiul din Paris, editat în anul 1973, Local, Ploi de scurtă durată, 1986, Pactizând cu diavolul, 1999, Spunem Johnny, 2003 și alte cărți, alte volume pe care dumneavoastră, fără îndoială, trebuie, sau dacă ați întârziat, să le procurați sau să le lectorați. Astăzi eu vă voi vorbi din perspectiva poeziei lui Aureliu Busuioc. Un poet, de altfel, care își anunță prezența printr-o sobritate aparte, printr-o cantabilitate și o metaforă înnobilată. Acest volum, intitulat atât de sugestiv, Bătrânul Poet, de parcă este, mantia pe care, de aristocrat, de altfel, pe care a purtat-o mereu Aureliu Busuioc. Chiar în debutul cărții e un poem care te surprinde printr-o nuanță de aceasta autobiografică, unde Aureliu Busuioc zice: când m-am născut, o stea clipea în fereastră și mama declara fericită vecinilor sceptice că m-am născut cu stea în frunte. Azi nu mai ajunge nici hârtia, nici marele zile ce le-am trăit și steaua mai arde la ceafa mea. Mai arde. Un poet de altfel atât de original încât nu poate fi confundat și în niciun caz nu poate fi surprins, așa că e de altfel de o altă structură. E poetul originalității, e poetul care atât de mult place încât se pliază cu anotimpurile. Frumoase Doamne, un poem care orice femeie l-ar fi citit sau l-ar fi ascultat ore în șir. Mă poartă vânt de toamnă, o frunză de verlen, mai ești frumoasă, Doamne, toți îți mai zice Helen? Sau te-ai schimbat anume în stil autumnal și nu mai ai aici nici nume, nici tenul foarte pal? Ori poate, iertare, ai venit? Dar pentru ce mustrare în ochiul ostenit? Exact, prea bună, Doamne, scriu vorbe fără rost. E pur și simplu, Doamne, mi-am amintit că ai fost. Iată, deci, o invitație spre lectură, o invitație atât de
atât de plăcută, încât critica literară, vreau să zic, mereu, până în prezent, încă topește lumânarea asupra creației lui Aurel Busuioc, găsind aceste perle, de altfel inconfundabile, încât ele rămân, probabil că, iată, stilul, deci rămân un stil aparte pentru generațiile care vin în preajmă. Bătrânul poet e un volum în care s-au întrunit, deci și alcătuiește un cuprins pentru toate zilele. Este un volum de versuri pentru sărbătorile mari. Nu în zadar, criticul literar Mircea Veciobanu are și o trimitere foarte frumoasă pe care vreau să vă citesc, fiindcă rămâne a fi una exact. Bătrânul poem e o meditație asupra condiției artistului și un imn creatorului, un mit într-o imagine simultană, ca un blazon sau ca un poster tablou frescă. Lumea se schimbă și în felul acesta capătă un decor pe care noi îl surprindem și îl memorăm pe retina ochiului. Scriitorul Aurel Busuioc, de altfel întregit și într-o foarte frumoasă biobibliografie care a fost elaborată de Biblioteca Municipală Bogdan Petrecicu HD, e un scriitor mereu aflat pe masa cititorului atent. E unul care e studiat la facultate, e un scriitor care alcătuiește șirul personalităților nelipsite de pe raftul lecturilor noastre și din bibliotecile noastre. Da. Apropo, am sesizat un lucru, pentru că până în 89 am aruncat o privire peste toate cărțile, volumele lansate, inclusiv romanele sau poeziile lansate până în 89, sunt într-un număr mai mare decât cele de după 90, și asta nu ar însemna că poetul, prozatorul Aurel Busuioc nu a mai avut penița la îndemână. După 90, în realitatea acelor vremuri, era mai complicat să lansezi un volum? În niciun caz, în niciun caz. Aurel Busuioc a fost și a rămas tot atât de fecund ca și până în anii 90, însă volumele pe care le-a elaborat, pe care le-a oferit cititorului, aveau deja o țintă care rebufneau din timpul pe care l-a trăit scriitorul. Și atunci a găsit cuvință să vină cu niște volume unde persistă ironia. Deci unele care de altfel sunt didactice, nu în zădar, iată, de ale vânătorilor, întâmplări vânătorești și nu numai, nu este o simplă carte care ar fi vorbit despre vânători. Iată ce zice criticul Eugen Lungu. Prozele vânătorești a lui Aurel Busuioc sunt scrise în cel mai grațios spirit al genului. Pădurea, un colț paradisiac al deltei pe care le schițează cu ochi de expert. Sunt cadrul natural în care se consumă drama cinegetică, aceasta din urmă fiind mai mult un prilej de a scruta omul. Așadar, Aurel Busuioc, de altfel, de undeva din culisele timpului, ne privea pe noi, cititorii, și în felul acesta creia portretul timpului prezent al consângenilor sau, deci, al cititorilor săi. Un lucru este cert, trebuie să lecturăm în continuare, iar biblioteca dumneavoastră poate deveni mult mai bogată cu volumele lui Aureliu Busuioc. Domnule Răilaru, vă mulțumesc mult că ați venit. Și eu mulțumesc din suflet. Vă mai așteptăm deja miercurea viitoare, miercurea cărții tale, și suntem ceea ce citim. Este important să alegem ce lecturăm și, desigur, să evoluăm prin lectură.